Da, am revenit. O nouă zi. Aici, lăsăm puțin să usuce unde am tencuit aseară. Aici am făcut și completarea cu gips la ușa aceasta, unde era cât mai gaura. A ieșit foarte bine. Glaful am făcut la fel de acolo până acolo. Are o grosime de 9 cm jumate. A ieșit tot la fel. Am făcut și aici acest retuș cu tencuiala. Și acum urmează să dau glet la toată camera, prima mână, iar pe urmă să pun colțare și a doua mână de glet. Începe să capete conturi și aici, dar mai este puțin de muncă până mă apropii cu retușurile să ajung la gri. Și aici mai am aceste două glafuri. Dar este destul de bine. Am făcut și glaful la ușa de la intrare. A fost o diferență de 6 cm. A ieșit drept de acolo până acolo. Aici am tencuit cu aceeași rețetă, nisip, adeziv și puțin glet. Și aici, după ce am finalizat toate umpluturile astea cu gips, cu tot ce a trebuit pe aici, am dublat și peretele acesta. Și acum urmează să dau prima mână de glet pe tavan. Să dau și pe peretele, pe pereții aceștia. Și aici, unde am tencuit ieri, nicio problemă dacă nu uscat, că se uscă cu totul, cu led. Și mâine trebuie să ne ocupăm de colțare, de glafuri, de toate finisajele. A început să usuce și aici. Am dat și prima mână de glet. Acum urmează mâine să pun colțarele, să dau și cea de-a doua mână. Să fac și retușurile cu dozele și cu capacele acolo. Am adus la drept acești pereți, erau foarte strâmbi. Acum se vede altfel arcada. Am dat și a doua mână de glet. A ieșit foarte bine. Acum urmează decât mâna de finisaj, dar după ce se usucă foarte bine pereții, a ieșit arcada foarte bine, tot în bolovoc. Am terminat și cu toate glafurile. Mai avem glafurile de la uși, dar după ce le montăm. Mâine o să mă apuc de uși. Pe urmă de făcut gafurile la uși, ultima mână de glet șlefuit și zugrăvit. Cam atât în acest episod. O să mai vă arăt pe parcurs cum mai se desfășoară această lucrare. Vă mulțumesc. La revedere.